Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu pentru tine. Partea a doua. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Psalmul 40:8. Când descoperi și faci voia lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să înțelegi ceea ce trebuie să fii. Comparațiile ucid creșterea spirituală. De exemplu, o mamă a 3 copilași îl aude pe pastor predicând despre creștinii care se trezesc în zorii zilei în fiecare dimineață pentru a petrece în liniște o oră cu Dumnezeu. De fapt, ea s-ar bucura să aibă o oră de liniște oricând, dar copiii ei nu vor să coopereze. Așa că ceea ce duce cu ea din această predică e faptul că nu se ridică la înălțimea unui creștin adevărat. În esență, ea practică spiritualitatea prin comparație și trăiește sub un nor de vinovăție. Ea nu înțelege că dragostea pe care le-o arată copiilor ei se socotește activitatea spirituală, sau că îngrijindu-și copiii, îl slujește pe Dumnezeu cu mai multă credincioșie decât cineva care își neglijează familia pentru a petrece o oră în liniște în fiecare dimineață. Un alt exemplu. Un bărbat sociabil și spontan se căsătorește cu o femeie care îi place singurătatea. Deci, dacă ei îi este ușor, el se simte un ratat în privința rugăciunii, pentru că nu-i place să stea singur la fel ca soției lui. El nu consideră că bucuria și disponibilitatea cu care îi slujește pe ceilalți contează, sau că măsura cu care îi iubește pe ceilalți îi modelează sufletul și îl bucură pe Dumnezeu. Trebuie este un cuvânt important, dar când vine vorba de creștere spirituală, Dumnezeu nu dorește să-L asculți numai pentru că trebuie. El te-a creat ca să-ți dorești planul Său pentru viața ta, să ajungi până în punctul în care poți spune: vreau să fac voia ta, Dumnezeule.